Epistola în care de Filipeni, capitolul 3, de la versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea Învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns pe săpușie, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat în mine, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta da să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Amin. Amin. Vă rog să vă rog. Aș dori mai întâi să vă spun ceea ce vi se spune de fiecare dată, aproape de toți, pe care ajung aici, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Unii sunt așa de neatenți că uită că eu, de fapt, îmi doresc binecuvântarea lor în multe biserici. Nu vreau să spun la Muntele Sion, nu? Dar eu cred că în această seară Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și cred că a făcut-o și până acum și vrea să facă în continuare acest lucru, nu? Și când vorbim de binecuvântare, asta înseamnă numai lucruri bune care Dumnezeu ne le poate dă în această seară și ziua de mâine și toată viața, da? Înainte ca să am câteva cuvinte, 25 de minute cât am, sper să nu dormă nimeni în seara asta, că de obicei sunt persoane care la serviciile divine au simptome de somn. Chiar cineva a fost întrebat, o soră în România a fost întrebată, soră, de ce tu dormi în biserică? Și spune, frate, știi, așa bine dormi în biserică, nici acasă dorm în pat așa bine ca în biserică. Deci adormi, soră, liniștită în continuare. Un alt frate, iară, dormea în biserică și păstorul, la un moment dat, a dormit odată la un program, la al doilea, și păstorul, normal, că nu a fost tot una când el predica, cineva să-i dormă, chiar în fața lui. Și era un frate care avea influență în biserică, un frate care dădea bani, sponsoriza biserică, și atunci păstorul într-o zi s-a luat inima din și s-a dus la el și a spus la terminarea programului, frate, nu mai pot, înțelege-mă, totdeauna când eu predic, dumneata dorm, explică-te. Și spune frate, păi dacă eu n-aș avea încredere dumneata, crezi că eu aș dormi pe biserică? Cred că nimeni n-are încredere în mine seara asta să poată dormi. Sper. Așa. Am citit acest cuvânt din Biblie. Să știți că eu sunt un om care nu-mi plac predicile clasice care încercăm să le punem în tipar și avem programe bine regizate în care asta e liturghia pe care o face la biserică, nu? Eu cred că ar trebui, și asta o spun și la Elin, și oriunde, de fiecare dată noi avem o întâlnire sau un program special, nu? Și când spun special, asta înseamnă că Dumnezeu în seara asta vrea să-mi dea altceva de ce mi-era duminica trecută, nu? În seara asta eu m-am rugat, n-am repetat rugăciunea de duminica trecută, nu? Și în seara asta am avut altă rugăciune, am avut altă durere, am avut altă suferință care i-am spus-o lui Dumnezeu. În seara aceasta am avut o altă bucurie pe care mi-a manifestat-o rugăciune, nu? Și atunci, fiecare serviciu divin sau fiecare întâlnire, eu cred că trebuie să fie o întâlnire sau o părtășie specială. Și Domnul ne dă în seara asta. Amin. Domnul ne dă în seara asta. Am citit acest pasaj din Scriptură care vorbește și Apostolul Pavel, după ce se întoarce la Domnul, după ce devine o unealtă în mâna lui Dumnezeu, el continuă să progreseze, continuă să fie mai aproape de Dumnezeu, să-L caute mai mult pe Dumnezeu, să persevereze mai mult într-o viață sfântă și curată. Acest om a ajuns undeva și s-a plafonat. Suntem ok, acum suntem de pocăriți, foarte bine. Dacă vine Domnul în seara aceasta, e ok că toți
o să plecăm cu Domnul. Pavel nu se resemnează la această stare și îl continuă o luptă, o continuă alergare, o continuă perseverență într-o viață curată și sfântă și în munca specială pe care, sau la care Domnul l-a chemat, nu? La care Domnul l-a chemat. Și versetul care începe, și eu am citit în această seară, spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Nu era de ajuns. De fapt, al cunoaște pe Hristos din punctul de vedere al lui Pavel era să cunoască puterea învierii, să facă părtaș cu suferințe și asemenea cu moartea Lui. Și apoi, după ce atinge acest nivel înălțător, nu? Să se facă părtaș suferințului lui Hristos, apoi să-L cunoască pe El și puterea învierii și toate aceste lucruri, acest standard spiritual. Și Pavel spune, și apoi, dacă voi putea să ajung la învierea din morți, adică atențiune, pastor Ezechiel, atențiune Biserica Muntele Sionului, la ce părtășie, la ce nivel ne cheamă Domnul ca să avem parte de învierea din morți. Și în această seară eu am citit și Pavel face referire, viața unui creștin este o continuă alergare. Viața unui creștin este o continuă luptă. Viața unui creștin este o continuă căutare. Mă duceam, de multe ori mă duc la biserică mai repede și cred că și frații de la Muntele Sionului, nu știu dacă am întâlnit din ei acolo, cred că am întâlnit pista aceea care merge până la Pobeda. Am văzut acolo și frați și surori de la Elim și de la Muntele Sionului care alergau și băgau puternic. Am văzut și spanioli care numai dufăiau și alergau până la epuizare. Și i-am întrebat, erau două surori de la Elim și alergau și ne-am întrebat, de ce alergați? Păi zice, vrem să slăbim. Vrem să slăbim. Alții spun aleagă pentru că vor să fie sănătoși, să fie viguroși, să facă mușchi. Pentru sănătate e foarte bine. Să alergi, să alergi. Și în această seară, Pavel compară viața de creștin cu o alergare. Cu o alergare. Nu ne putem plafona să fim mulțumiți, să ne resemnăm, Doamne, așa cum suntem, e bine. Nu. Noi suntem în continuă alergare. Și Pavel spune, eu alerg spre țintă. E clar că noi creștinii, noi pocăiți, noi oameni care l-am găsit pe Dumnezeu, trebuie să avem un scop în viață. Și scopul vieții noastre trebuie să fie mai înălțător decât viața însăși. Și scopul vieții noastre este să ajungem în cer, în gloria lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să continuăm să alergăm. Spunea Pavel în Corinteni, în capitolul 4, versetul 16, de multe ori în această alergare obosim. Așa ca aceste femei pe pistă, gâfăiau, nu mai puteau, transpirau. Spunea Pavel în Corinteni, în capitolul 4, versetul 16, noi nu cădem de oboseală. El era în continuă alergare, dar era obosit. Dar n-a căzut. Și spune, noi nu cădem de oboseală, noi alergăm în continuare. Pentru că chiar dacă omul de afară se trece, se consumă, omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi, devine mai puternic, devine mai viguros. Suntem mai aproape de țintă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. De multe ori, în timpul alergării, sunt factori care ne influențează și ne opresc din alergare. Ne opresc acolo unde noi ne uităm, în timpul alergării, la țintă. Și atunci ne oprim din alergare și spune Pavel, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Știi, Biblia și Pavel ne spune, alergați într-un punct în care nu vedeți nimic. Nu? Alergați într-o direcție în care nu aveți să vedeți nicio imagine. Pentru că Dumnezeu chiar a interzis lucrul acesta. Imaginile. Noi am pus la inimă acolo cei care ați fost. Am pus acolo, cineva mi-a spus că seamănă cu două pietre funerare. Și să schimbăm canalul. O să o schimbăm. Nu-i problemă. Am pus acolo 10 porunci. Un frate nemulțumit spune, frate, ce ai pus 10 porunci acolo? Trebuia să pui faptele firii pământești. Și am să-i spun, frate, le faci toată ziua, nu mai pune pe pereți. Acolo pune porunce lui Dumnezeu. Mai vin oameni acolo nepocăiți și citesc acolo, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci imagine. Pentru că noi atunci suntem mai animați să ne rugăm, să fim pocăiți, să avem o imagine, să vedem ceva. Și a spus, nu mai puneți imagini cu munți și cu dealuri și puneți acolo legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Și această seară, Pavel spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, adică în lumea aceasta în care trăim noi, de multe ori dăm tot ce avem, să adunăm mai mult, să agonisim mai mult. Și spune Pavel, nu la aceasta. Pentru că noi ne uităm nu la lucrurile care se văd, și la cele care nu se văd.
Pentru că cei care se văd sunt trecătoare, se consumă, ruginesc, se învechesc, frate. Așa cum spunea fratele Irian, vedeți în sală, în urmă cu 10 ani, toți eram tineri. Am pus o imagine de acum 10 ani și am văzut acolo frașul de la Elim. Arătam tineri. Și eu arătam tânăr și acum parcă sunt pensionar. Toate trec, se consumă. Și spune Pavel, noi nu ne uităm la lucrurile care se consumă și la cele care nu se văd. Că cele care se văd se consumă, dar cele care nu se văd, frate și soră, sunt cum? Veșnice. Cât pentecostal, cât fraze la Elim, de la Muntele Sionului, se uită exact la țintă, acolo, la cele lucruri. Și spunea Pavel, să umblăm după lucrurile de sus. Să nu umblăm după lucrurile de pe pământ, și la cele de sus. Unde Hristos s-a de la dreapta lui Dumnezeu și atunci când se va arăta Hristos și noi ne vom arăta cu El în slavă și Doamne ajută-ne! Și Doamne dă-ne putere să alergăm în continuare! Alergarea. De multe ori, în timpul alergării, te uiți în urmă și când te uiți în urmă, pierzi entuziasmul. Pierzi din avantajul care l-ai avut până atunci. Pentru că cineva din urmă vrea să nu ajungi la țintă. Și când ne uităm în Sfânta Scriptură, spunea Apostolul Pavel, ce am citit în această seară, eu fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Ce înseamnă asta? Și Pavel, probabil, cred că cineva venea să-i spună în mintea lui, Pavel, tu știi cât ai făcut? Tu știi câți oameni ai introdus în temniță? Tu știi pe câți ai bătut? Tu știi cum stăteai acolo și păzeai hainele celor care luau pietri și aruncau în Ștefan? Tu știi cât ai făcut? Și venea diavolul și spunea, îi punea aceasta în minte și optea la ureche. Și Pavel spune, uite tot ce a fost în urma mea. Nu mai vreau să știu. Pentru că tot ce a fost în urma mea, într-o zi, când m-am întâlnit cu Hristos, Iisus Hristos mi-a spus că mi-a spălat toate păcatele și toate fără drege mine a șters Iisus Hristos. Și acum eu sunt o făptură nouă. Și spunea Pavel în Corinteni, cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Suntem noi în Hristos în această seară. Ca să alergăm înainte, ca să fim motivați și vine diavolul și spune, o, nu mai alerga, tu știi cât ai făcut. N-ai nicio șară să te uiți în stânga, în dreapta și vezi pe unul și pe altul care nu mai aleargă. S-au oprit din alergare și spun, frate, vremurile acelea au fost de mult când trebuia să fii pocăit, când trebuia să alergi. Acum au trecut, toate sunt, vedeți cum sunt. Și celălalt, și unul, și altul, face tot așa. Ca să te resemnezi, să nu mai alergi, să nu mai te duci înainte. Iar spune Apostolul Pavel să nu facem asta și el spune, eu uiți a fost în urma mea și mă duc spre ce este înainte ca să câștig premiul. Este cineva aici la Muntele Sionului care a fost sportiv de performanță? Este cineva care a alergat cumva și a participat la un concurs de cross? Este cineva atlet aici? Uitați-vă că Pavel spune că și el aleargă spre țintă, uitând ce a fost în urma lui, că vrea să câștige premiul. Câți frați de la Muntele Sionului pot să spun? Câți frați de la Elim? Chiar și-au pus pe inimă că vor să câștige premiul. Chiar ești hotărât să ajungi la final? Chiar ești hotărât să ajungi la linie de sosire? Nu cumva cineva ți-a spus, nu mai alerga, n-are rost, resemnează-te, sunt vremurile din urmă, vezi atâta păcat. Și chiar unii vin și spun, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Biblia spune că din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți va răci. Frate, așa ești acum. Așa ești. Cine a împlinit asta? Noi, pentecostalii? Nu e adevărat. Dar Biblia spune, chiar dacă unii păcătuiesc, chiar dacă unii nu mai au dragoste, chiar dacă se răcește dragostea, spune Domnul în acel pasaj extraordinar, cine va răbda până la sfârșit, cine va alerga până la sfârșit, va fi mântuit. Spunea Pavel în Corinteni, cei ce aleargă la jocurile de ofte, aleargă pentru o cunună care se veșteșește câteva flori. Știți, la zilele noastre de naștere, copiii, chiar și părinții și chiar cei mari, cumpără flori și câțini, o săptămână, două, apoi la container cu ele, la container cu ele. Am cumpărat la niște flori din piață care țin o lună jumate, două luni din alea roșii, știți, nu? Și le-am pus acolo pe zidul ăla.
Dar începe acum și acum să cadă petalele florilor câte una la fiecare și mai durează o săptămână, două, s-a terminat. S-a terminat. Pavel ne spune în această seară, noi să alergăm sau să luptăm pentru o cunună care nu poate veștezi. Adică Dumnezeu are pentru mine și pentru tine de la muntele Sionului, frate și soră, o cunună. Și Domnul te așteaptă, acum tu ești pe pistă și alergi, și alergi. Vii seara la rugăciune, cauți părtășia cu Domnul, cauți să faci fapte bune, cauți să ai o viață curată și sfântă. Chiar dacă facturile acestea extern te influențează și unii spun, nu mai alerga, n-are rost. Te uiți la unul și vezi că nu mai alergă. Și parcă are efect asupra ta și încerci tu să abandonezi. Iar Domnul spune în această seară, nu abandona și alergă. Cei ce alergă la jocurile de obște, alergă pentru o cunună care se veștezește, pentru un premiu. Dar noi să alergăm în așa fel, pentru o cunună care nu se poate veștezi. Și spune Apostolul Pavel, să facem lucrul acesta. Este o continuă luptă. Și aș dori pentru Biserica Muntele Sionului, nu abandonați lupta și alergarea. Și continuați să alergați, continuați să luptați. În această seară, Biblia ne spune că arma cu care noi putem să continuăm să alergăm este Romani, capitolul 8, versul de la 5 la 7. Cârmuirea Duhului. Câți dintre noi mai credem în această călăuzire și cârmuirea Duhului Sfânt? Pentru că n-ai cum să alergi fără ca să te direcționeze Duhul Sfânt locul pe care și direcția unde trebuie să mergi. Dacă citim în Evrei, în capitolul 12, Apostolul Pavel ne spune, și fiindcă suntem înconjurați cu nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne imobilizează așa de repede și să alergăm cu stăruință. Unde, frate? Unde să stăruim? Pe pistă la Poveda? Nu-i rău și acolo? Nu-i rău și acolo pentru mulți. Unde să alergăm? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus Hristos. Acolo avem ținta și trebuie să alergăm pe pistă înainte. Dar trebuie să perseverăm, trebuie să transpirăm, trebuie să muncim. Pentru că în cer pe flori nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Apostolul Pavel spune în Timotei, în capitolul 6, versetul 12, luptă-te lupta cea bună și apucă viața veșnică, îi spunea lui Timotei. Nu există cunună fără luptă, frate și soră. De aceea, unii cred că lucrurile s-au schimbat și Dumnezeu e așa de indulgent. Așa spunea bunicul meu, nu știu dacă v-am spus, când bunicul meu era bătrân, a trăit 96 de ani. Sper să trăiesc și eu atâta. Sper să trăiesc și eu atâta. Să predic până la 90. Când a ajuns bătrân, a început să ia razna pentru că și-a pierdut din capacități și i-am spus, bunicule, ai grijă ce faci, că vezi că faci gafe și că Domnul Iisus vine, nu te ia. Ai grijă ce faci. Și bunicul replică și spune, ascultă-ne poate. Acum dacă m-a legat el, m-a luat așa cum sunt. S-o crezi tu, bunicule. S-o crezi tu, bunicule, că te ia așa cum ești. Trebuie să perseverăm, trebuie să luptăm, să apucăm viața veșnică. Iar Roman Pavel ne spune, să umblăm cârmuiți, conduși de Duhul. Atunci când suntem în fața faptului, nu? Și trebuie să luăm o decizie. Trebuie să facem ceva. Și de multe lucruri ăla e păcătos, nu? Și ar trebui să avem o călăuzire. Să avem o cârmuire, nu? Să ne spune Duhul Sfânt, hei, să aprind senzorii, nu faci asta, că e rău. Nu vorbi de rău, nu vârfi, nu faci asta. Umblați cărmuiți de Duhul, umblați călăuziți de Duhul. Atunci când alergați, când luptați, aveți călăuzirea Duhului Sfânt, nu? Eu am, în 92, am venit în Germania cu microbus și eu am spus că știu să merg, nu-i problemă, nu trebuie hartă. Știam harta din capul meu și știam Europa și nu trebuie hartă. Spunea colegii mei, Gavrile, ia-ți o hartă. N-am nevoie de artă, eu știu să mă duc de aici, mă duc la Martinburg, de acolo la Leipzig, la Dresden și de acolo în Cehia, în Praga și de aici, cazarma, în România. Mă ajut la Leipzig și nu știu cine m-a pus. Cârmuire n-am avut. Aveam o cârmuire, o călăuzire, îmi spunea Domnul, du-te pe autobandă înainte. Eu am ieșit și am uitat în Leipzig. Leipzig e un oraș mare. Și se făcea noapte. Ce greu mi-a fost, am transpirat. Am umblat pe străzi, dar în final totul mi-a fugit mintea. Să o prindă radarul. Și am ieșit din Leipzig. Dar dacă ar fi avut pe cineva în dreapta mea, unul care știa un să spună, Gavrilă, iau la stânga, iau la dreapta, că stânga, dreapta și pe ce să fac, nu? Ok. De multe ori, dacă n-avem călăuzirea aceasta, în fața faptului, în fața păcatului, nu știm să luăm o decizie.
Și atunci, dacă nu-L avem pe Duhul în noi să ne cârmuiască, tot în capitolul 8, versul următor mai jos, spune Biblia, deci dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești, atunci veți trăi. Adică să ai călăuzirea Duhului. Când Duhul este în tine, te cârmuiește, te călăuzește și atunci când ajungi în fața faptului, în fața răului, El spune, nu face asta, oprește-te. Gândiți-vă la Pavel, că atunci când a vrut să meargă în Bitinia, a avut călăuzirea și a spus Duhul Sfânt, nu merge, nu merge, nu face asta. În această seară, Biblia ne spune că trebuie să ne luptăm, să alergăm, pentru că avem de ajuns la final, la lirii sosirii, să primim o cunună, să primim răsplata, să primim din mâna lui Dumnezeu ceea ce merităm, ceea ce merităm, pentru că Dumnezeu nu va rămâne dator la nimeni. Tot ceea ce ai făcut aici, munca ta, sedanile tale, lupta ta, alergarea ta, alergați spre țintă, în final când vei ajunge, Dumnezeu te va încorona. Dumnezeu vrea să devii un luptător, să devii un viteaz. Nu cred că, unii cred că Dumnezeu mântuiește la grămadă. Dumnezeu așa ia pe toți și rai, nu. Dumnezeu mântuiește persoane cu persoane. Dumnezeu vrea să fie un luptător adevărat pe câmpul de luptă. Pentru că există această luptă spirituală. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Samuel, în capitolul 23, Samuel, capitolul 21, cu versetul 15, spune Biblia că era un război cu filistenii. Totdeauna acest popor filistean, care era destul de crud, totdeauna avea și era război cu evreii. Și spune că în acest război, când a început războiul, David, împăratul, ce s-a întâmplat cu el? N-a dormit o noapte. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. N-a dormit o noapte, două, s-a dus la război obosit. De multe ori ai venit la adunare și atunci când a fost rugăciune, trebuia să te rogi și n-ai făcut-o. Am și la Elim, o monton. Mai ales tine. Și o să audă că îi predică aici la Muntele Sionului. Atunci când biserica se roagă, îi număr becurile. Când fac altceva, se roagă pe telefoane. Și le-am spus. Dumnezeu nu are nevoie de acești oameni. Dumnezeu are nevoie de luptători care să stea pe zid, să stea în spătură acolo. Atunci când biserica se roagă, așa cum v-ați rugat voi, ne-am rugat noi în seara aceasta, pentru bolnav. Ei, în acel război spune Biblia că David, împăratul, era obosit. Știți că acest împărat a ajuns să aibă un nume mare, pentru că de tânăr a fost înzestrat de Dumnezeu. A fost un băiat tehnic care a știut să lupte în războaie și niciodată n-a pierdut războaiele. Iar acum ajunge în război și era obosit, era terminat. A început să dea cu sabia și dădea iuria. Și nu nimerea dușmanul. Și filistenii, unul din filistenii, fiul lui Rafa, l-a văzut pe împărat că este obosit. Și a fost un luptător, și a fost un prieten bun lângă el. Era Abishai. Și atunci Abishai, când a văzut că David era obosit și că filisteanul era aproape de el, Solomone, s-a gândit el, dacă eram eu acolo, dacă erai tu, frate, ce făceai în cazul ăsta? Păi mă întorc privirile un pic într-o parte, știi? Și filisteanul ia capul lui David. Și doar cine ajunge împărat? Păi eu. Eu. Un prieten adevărat, un prieten bun, la nevoie se cunoaște. Da? Și în momentul acela, David, când era obosit, a venit prietenul lui Abishai. Un prieten adevărat, un prieten cu inimă. Un prieten care nu accepta să rămână Israelul fără împărat, fără David. Într-o situație, spun ei, vitejii ăștia care au lângă David, auzi David, să nu mai vii la război, că dacă tu mori, se stinge lumina lui Israel, e o catastrofă dacă tu mori. Acest luptător avea inimă mare și când l-a văzut pe filistean, s-a dus în ajutorul lui David și l-a omorât pe filistean. N-ai vrea tu să fii un luptător în seara aceasta, când vezi frații că sunt obosiți, când vezi că nu mai au putere să se roage, când nu mai au putere să vină la adunare, să le spui un cuvânt de încurajare, să spui, frate, vino la adunare, vino la rugăciune, frate. Spune un cuvânt că Domnul este cu el și că nu-l lasă. Știți, atunci când Gedeon bătea grâul în teasc și a venit Îngerul Domnului și a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon ripostează și spune, Doamne, chiar e adevărat, nu se pare că îți bagi joc de mine. Cum Domnul este cu mine când eu sunt aici în această cameră și bat grâul acolo în teasc și înghit atâta praf că aproape fac silicoză la plămâni. Aproape că fac silicoză la plămâni și tu spui că Domnul este cu mine. Și spune, du-te și izbăvește pe poporul Israel. Du-te și izbăvește poporul din mâna lui Madian. Și spune, Doamne, eu
eu sunt cel mai neînsemnat din familie, sunt cel mai sărac, sunt cel mai mic și tu îmi spui, și Domnul spune, du-te cu puterea care o ai. În această seară Dumnezeu spune, du-te și aleargă, du-te și luptă-te cu puterea care ai, că Domnul este cu tine. Nu abandona lupta, nu abandona alergarea, pentru că Dumnezeu în final vrea să te răsplătească. Dumnezeu în final vrea să-ți dea cununa. Suntem într-o continuă alergare, fraților, și în alergarea noastră trebuie să ne uităm la țintă. Trebuie să ne uităm la țintă. Hai să vă dau un exemplu. Biblia spune în Cartea Evreilor, acolo spune eroii credinței. Cei mai mari oameni al lui Dumnezeu care au avut o credință de fier, au avut o credință mare, care în fața morții nu s-au dat bătuși, s-au dus înainte și au alergat. Și-au dat viața pentru Hristos, și-au dat viața pentru Dumnezeu. Și spune Pavel acolo, în versetul 24, în capitolul 11, spune despre Moise. Moise când s-a făcut mare. Ce-a făcut Moise când s-a făcut mare? A făcut sport, la sala de sport, nu? A făcut culturism. A făcut haltele. Ce-a făcut Moise? A ajuns mare. A ajuns în casa lui Faraon. Și spune Biblia căci Moise când s-a făcut mare, trebuia să iau decizii. Mai sunt evreu sau nu mai sunt? O să țin cu poporul meu sau nu o să mai țin? O să fiu de partea poporului meu sau nu o să mai fiu? Și-a luat o decizie și trebuia să ia o decizie. Și care era decizia care a luat-o Moise? Spune, când s-a făcut mare, el n-a dorit să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Dar ce a vrut să facă Moise? De ce nu vrei să ajungi pe tronul lui Faraon? De ce nu vrei să ai bogății? De ce nu vrei să ai toată lumea la picioarele tale? De ce să nu fii un împărat care să conduce un imperiu? Nu vrei. Chiar nu știi să alegi, nu știi să iei decizii. Nu! Și Biblia spune că el n-a vrut să facă lucrul acesta pentru că el n-a vrut să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Așa spune diavolul, o, ce frumos, distrează-te, fă lucrurile acestea, lasă că toată lumea asta așa e, de când a fost lumea, nu se întâmplă nimic. Nu-i adevărat, Moise știa ceva și a spus, eu nu vreau să mă bucur de plăcere de o clipă ale păcatului. Și mai bine să sufăr împreună cu poporul meu. În venile mele circulă sânge de evreu. Aici l-am pe Dumnezeu în viața mea, l-am pe Dumnezeu în inima mea. Și eu continui să fiu un luptător, continui să rămân evreu, continui să mă apăr pricina și neamul și poporul. Asta spune Moise. Nu vreau să mă bucur, renunț la aceasta. Pentru ce? Să spun eu. Alergare. La țintă. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătirea lui Hristos. El se uita acolo în cer, se uita la Hristos și a spus, toate bogățiile Egiptului, toate comorile, tot aurul, nu merită. Vreau să sufăr, vreau să mă sacrific. Și asta a făcut-o. Domnul vrea pentru tine, atunci când ajungi la final, să te încoroneze. Vrea Domnul să te încoroneze atunci. Viața creștinului este o alergare, o luptă și este o căutare, o continuă căutare după fericire, după împlinire, după Dumnezeu. Cântăm în cântări, o Doamne, aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. A, când mă simțesc de bine, când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Asta vrea Domnul, să fim aproape de El, să căutăm fericirea, să căutăm împlinirea. Evrei, capitolul 12, versetul 14, timpul s-a dus. Căutați, umblați, urmăriți pacea și sfințirea. Câte biserici, câți penticostali, câți evanghelici mai au în viziunea lor, în alergarea lor, această emblemă, sfințirea. Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are nevoie de liturghii, de știu, atâtea lucruri pe care bisericile în general le fac. Și Domnul îți spune în această seară, Gavrilă Zăgrean, Domnul vrea să fiu un sfânt. Domnul vrea sfințirea de la tine. Biserica Muntele Sionului, Domnul vrea sfințirea. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să urmărim pacea și sfințirea. Este clar că suntem în continuă căutare. Matei, capitolul 6, cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și atât și neprihănirea Lui. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Matei, capitolul 5, versetul 8. Fericire cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
Doamne ajută-ne să nu pierdem rodul muncii noastre, să nu cădem de oboseală în timpul alergării. Și vreau să închei, Pavel, atunci când a ajuns la final, pentru că asta a fost dorința lui, asta a fost ideea lui, de când a început lucrarea. Știți asta, nu? Atunci când noi ne botezăm, ne pocăim, ne propunem ceva. Doamne, vreau să fiu pocăit bun și până la capăt. Și spunem în apa botezului, până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Până la moarte. Și Doamne ajută-ne, așa să fie, până la moarte. Iar Pavel, înainte ca să ajungă la final, avea el o dorință înfocată și spune Pavel în fapte 20 cu 24. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ea fi fost scumpă și doresc să însfârșesc cu bucurie calea și slujba care mi-a dat-o Domnul Dumnezeu să vestesc Evanghelia. Asta e ideea mea, asta e ținta mea. Vreau să însfârșesc calea cu bucurie, slujba pe care o am. Și în final ajunge, în final ajunge la linia de sosie și spune acum, m-a luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea. Hai să vă spun ceva. Știți atunci când se întâmplă, când Domnul cheamă acasă pe cineva și la mormântare predicatorii și cei care conduc și care predică spun, a lăsat în urma lui. El s-a dus înainte. S-a dus înainte, ați înțeles ideea, nu? S-a dus înainte. Noi mergem înainte și Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Și acum mă așteaptă cununa. Care mi-a dat Domnul Dumnezeu în ziua aceea și nu numai mie, și tuturor celor de la muntele Sionului. Tuturor celor de la muntele Sionului. Care au iubit venirea Lui și care au venit seara de seara aici să se roage. Să aibă părtășie cu Domnul, rugăciune, încântare, împărtășie. Pentru că au dorit să ajungă la linia de sosire. Și Doamne ajută-ne în alergarea noastră să nu ne dăm bătuți, să ne uităm la țintă, să luptăm lupta cea bună, să căutăm să avem inima curată, că atunci îl vom vedea pe Dumnezeu. Amin.